Alertă medicală în capitală. O elevă de la liceul Gheorghe Lazar a murit după ce s-a îmbolnăvit de meningită. Liceul se află acum în carantină, la cererea Direcției de Sănătate Publică București. Dizidentul Iulius Filip, cel de la care a pornit scandalul Aiud, a fost decorat de președintele Klaus Iohannis. Luptătorul anticomunist a primit Crucea Națională Serviciul Credincios. Este alertă medicală în capitală. O elevă de 18 ani de la liceul Gheorghe Lazar a murit în doar câteva ore de meningită. Eleva contactase una dintre cele mai grave forme ale acestei boli. Fata a ajuns pe picioarele ei la spitalul universitar, însoțită de părinți. Starea ei s-a degradat chiar sub ochii medicilor. În mai puțin de 3 ore, eleva a făcut septicemie și a fost ținută în viață de aparate. De la universitar a fost transportată de urgență la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș. Acolo avea să moară la numai 8 ore de la prima consultație. Liceul Gheorghe Lazar se află în carantină la cererea Direcției de Sănătate Publică București. Pacienta s-a internat în spitalul nostru la ora 7.45. Din nefericire a murit. La ora 12.45. Eleva de 18 ani de la Colegiul Gheorghe Lazar a fost dusă cu ambulanța la Institutul Național de Boli Infecțioase Profesor Dr. Matei Balș, în stare foarte gravă. Înainte, fata ceruse ajutorul medicilor Spitalului Universitar de Urgență din București. Tânăra s-a prezentat la această primă unitate medicală în jurul orei 4:15, împreună cu părinții. Avea vărsături și o stare generală rea. Tânăra credea că mâncase un sandwich stricat. Doctorii de la universitar au aflat însă că făcuse febră 2 zile la rând. Starea ei s-a degradat foarte rapid sub ochii colegilor mei, a intrat în șoc septic, dar nu am putut să stabilim germenele care a determinat șocul septic. Fata a fost tratată de 2 medici și de 4 asistente. Aceștia au intubat-o și au ventilat-o mecanic pentru a o ține în viață. În jurul orei 7:20, eleva a fost transferată la secția de terapie intensivă a Institutului Matei Balș. Noi am suspicionat această meningită meningococcică, dar confirmarea diagnosticului a fost făcută la Spitalul Matei Balș. Medicii Institutului Matei Balș au anunțat Direcția de Sănătate Publică București că o elevă a murit de meningită. Inspectorii s-au dus la liceul Gheorghe Lazar la orele dimineții. Direcția de Sănătate Publică a primit o informare cu privire la un caz de meningită meningococcică fulminantă la acest liceu. Medici din cadrul compartimentului de epidemiologie s-au deplasat la liceu și au început ancheta epidemiologică. Au fost luate și primele măsuri. S-a administrat tratament profilactic și s-au luat exudate faringiene. Se va face dezinfecție în tot liceul, a anunțat Ministerul Sănătății. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică au decis ca liceul să intre în carantină până vor ieși rezultatele epidemiologice. Meningita este o infecție virală sau bacteriană care înconjoară creierul și măduva spinării. Dacă nu este tratată rapid, duce la intoxicarea cu sânge, adică la septicemie. Boala este mai frecventă în rândul copiilor, adolescenților și al adulților tineri. Simptomele bolii sunt febra, durerile de cap și cele musculare, gâtul rigid, starea de confuzie și convulsiile. Meningita se poate transmite prin strănut, tuse sau prin folosirea tacâmurilor sau a periuței de dinți străine. Elevii și profesorii Colegiului Gheorghe Lazar sunt șocați de tragedia elevei de 18 ani. Vaccinul meningococic, care previne anumite forme de meningite, se află pe lista vaccinurilor opționale recomandate de Ministerul Sănătății. Discutăm imediat despre cum se manifestă această boală, dar înainte vedem și măsurile administrative care se iau. Prin telefon, în legătură directă cu noi, doamna Sorina Pintea, Ministrul Sănătății. Bună seara și vă mulțumesc! Bună seara! Știm că liceul respectiv este în carantină în acest moment, că se face o așa numită dezinfecție, că s-au luat probe de laborator. Întrebarea este, pentru că elevii comunică între ei, circulă în spațiul public, ce măsuri ar trebui luate? Ce trebuie să facă părinții acestor elevi, doamna ministru? Măsurile care ar fi trebuit să fie luate au fost luate de către inspectorii Direcției de Sănătate Publică. Adică au recoltat exudat faringian și nazal de la elevii din două clase și de la profesori și au făcut profilaxia cu antibiotic. Pentru că această boală se transmite prin aer, teoretic cei care au fost supuși profilaxiei și li s-au recoltat probe, sunt contactii pe care fata i-a avut în cursul zilei, în cursul zilei de ieri. La ora 9, Direcția de Sănătate Publică a fost anunțată despre acest caz.
iar în aproximativ o oră a ajuns la liceu, unde a luat primele măsuri conform metodologiei. E cazul să se extindă, să spunem, aceste măsuri și la alte licee? Mă întorc la această idee. Elevii circulă, comunică între ei, au grupuri de prieteni. E o procedură și pentru astfel de situații în care să se facă teste eventual și în alte școli, în alte licee? Nu este cazul, pentru că adică cei care au intrat în contact cu fata respectivă și nu au fost supuși profilaxiei cu antibiotice, ar trebui să se prezinte la camera de gardă sau la spitalul Matei Balș. Repet, cei care au fost în contact cu această persoană și nu au luat antibiotice. Dar în rest, nu. Aș vrea să precizez că în România nu au fost cazuri foarte multe, cel puțin în ultimii ani. Dar în 1982 a fost o epidemie și profesorul Săinu Cercel îmi spunea că în jur de 6-12 persoane se prezentau zilnic la camera de gardă. Ea s-a simțit la sine, vorbim despre o bacterie, deci nu este cazul să intrăm în panică, dar în acest moment avem vaccinul la dispoziție. Este pe lista vaccinurilor opționale. De fapt, sunt două vaccinuri, unul cu 4 valențe și unul cu o singură valență, care se fac concomitent. Da, noi știm că nu se află pe lista vaccinurilor oferite gratuit în cabinetele medicale. Nu. În nicio țară din Europa nu este în programul național de vaccinare acest tip de vaccin. Dar el este recomandat și este pe lista vaccinurilor opționale. Și nici nu se va schimba ceva în privința asta odată cu acest caz foarte grav, înțelegem. Adică nu se va lua o măsură specială în privința asta. Nu, pentru că programul național de vaccinare este făcut la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Bineînțeles, în funcție de fiecare țară. Dar, repet, acest vaccin nu este obligatoriu în nicio țară din Europa. Asta am discutat-o împreună cu specialiștii. Este un singur caz. Profesorul Străinu Cercel îmi spunea că anul trecut a mai fost un caz, deci un singur caz într-un an. Doamna ministru, apropo de această dezinfecție pe care o face liceul respectiv, există... Mâine. Da, există măsuri pe care să le poată lua și alte licee preventive eventual sau la care să fie atenți profesorii, părinții, elevii, bineînțeles, și toți cei care, sigur, s-ar putea confrunta cu așa ceva? Nu este cazul. Dar această bacterie moare foarte repede în urma procedurilor de dezinfecție, în urma procedurilor de aerisire. Deci, până la urmă, măsurile igienico-sanitare ucid bacteria. Mulțumesc foarte mult pentru informații. Încercăm să aflăm mai multe despre ce s-a întâmplat, despre cum evoluează această boală, pentru că, așa cum ați văzut, în cazul acestei eleve, lucrurile au evoluat, din nefericire, extrem de rapid. Domnul Adrian Marinescu este medic primar infecționist la Institutul Matei Balș și ne dă chiar acum mai multe explicații. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! E o boală foarte contagioasă, știm asta. Are, înțeleg, o evoluție imprevizibilă în foarte multe dintre cazuri. Poate duce, iată, așa cum am văzut în acest nefericit caz, la deces. Înțeleg bine, nu ai cum să previi, nu ai cum să intervii în astfel de situații? Posibilitățile de intervenție, dacă vorbim de infecția meningococcică, sunt reduse. Evoluția, pe lângă faptul că e imprevizibilă, poate să ducă uneori, ca într-un interval de câteva ore, pentru că a fost și cazul de față, să apară complicațiile cele mai severe. E foarte greu ca în acel interval de câteva ore să poți să intervii și, oricum ar fi, șansele sunt destul de mici de reușită. În general, partea de meningită, când vorbim în general, e o urgență medicală, cu atât mai mult când vorbim de o meningită bacteriană și dacă e cu meningococ. Bun, tocmai pentru că e o boală care se transmite ușor și e din acele boli infecțioase care sunt foarte contagioase, dacă ne uităm la cazul de față, vorbim de o elevă, știm, elevii stau în grupuri, comunică foarte mult, se întâlnesc, nu mai are legătură cu un singur liceu. La ce ar trebui să fie foarte atenți, vă întreb și pe dumneavoastră, și elevii, și părinții? Păi cred că o să ne întoarcem la discuția pe care o avem și o tot purtăm legată de vaccinare. Până la urmă, vaccinarea este cea mai bună metodă prin care prevenim.
Și în acest caz există vaccin și cred că faptul că nu intre vaccinul obligatoriu nu joacă un rol decisiv. Important e să ne vaccinăm, pentru că exact cum discutam mai devreme, nu se poate preveni altfel. Adică e clar cazuri de meningită, meningococ, ce vor mai fi. Dintre ele, puține sunt cazuri fulminante, dar din păcate se întâmplă. Sunt cazuri izolate, extrem de rare, dar când apar, o evoluție care de cel mai multe ori nu poate fi oprită. Bun, doamna ministru ne-a asigurat ceva mai devreme că există acest vaccin. Din multe cazuri care ni s-au semnalat, înțelegem că totuși el nu e disponibil, fiind un vaccin opțional. Au fost situații în care puteai fi trimis să-l iei dintr-una din țările vecine, eventual. E un semnal de alarmă ăsta acum, măcar cu ocazia asta poate acest vaccin se va găsi? Cu siguranță că ar trebui să existe, chiar dacă este opțional, el ar trebui să fie la dispoziție și să poată fi folosit. Probabil că ce semnal ar trebui să tragem este de responsabilizare, pentru că clar că vaccinul ne ajută. Cum am vorbit și de gripă, vorbim și de meningococ, chiar dacă cazurile grave sunt foarte rare, cred că e singura metodă reală de prevenire. În rest, sunt regulile de igienă standard, să le spunem, care ne scapă de multe situații și de infecția meningococică. Mm-hmm. Nu se poate preveni altfel. Noi înțelegem, domnule doctor, că aceste simptome te pot păcăli, dureri de cap, greață, vărsături. Multă lume le confundă cu simptomele unei indigestii sau poate ale unei migrene. Cum putem să ne dăm seama că e mai grav de atât și să apelăm imediat la ajutor specializat? Foarte repede. Aici vorbim de simptomele dintr-o meningită. Și probabil că în momentul în care... poate, în primele ore, avem o simptomatologie cu febră, cu greață, cu vărsături, dar în momentul în care, într-un timp scurt, avem o durere de cap intensă, ne deranjează lumina, avem vărsături în jet, eventual se alterează starea de conștiință, asta ar trebui să ne facă să ducă gândul că trebuie să fie o meningită. Și ar trebui să ajungem la medic care să precize, să pună diagnosticul, chiar dacă nu va ști în prima fază că e o meningită bacteriană sau virală. Înțelegem că această infecție se extinde foarte rapid. Explicați-ne puțin mecanismul. E vorba de afectarea mai multor organe. Până la urmă, dacă vorbim de meningococ, dar am putea să vorbim în aceeași măsură și de alte bacterii, vorbim de meningită și de aici vorbim de infecția sistemică, adică răspândirea infecției în organism. În momentul în care lucrul ăsta se întâmplă și vorbim de meningococemie, practic avem o afectare multiorganică și în momentul ăla funcțiile organismului se prăbușesc. Într-un timp extrem de scurt, uneori de ore. Adică o întreagă degringoladă care se întâmplă și care nu poate fi prevenită, din păcate. Bun, în momentul în care se stabilește la doctor ce fel de meningită este, înțelegem că atunci fie se dă antibiotic, fie terapie mult mai complexă, dacă e necesar. Da, dar ce este important e că în momentul în care am diagnosticul de meningită, intervenție rapidă, și până când ajung să-mi dau seama dacă folosesc un antibiotic, oricum voi lua măsuri imediate. Uh-huh. Pentru asta pacientul trebuie să fie internat, trebuie să aibă un diagnostic. Și ca să întâmple lucrul ăsta, trebuie să ajungă la medic. Deci până la urmă, simptomele de care vorbeam mai devreme, reprezintă un semnal de alarmă, ne fac să ajungem la medic, rapid, se pune diagnostic și de acolo lucrurile sigur continuă în altă formă. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Așadar, măsuri de igienă sporită și atenție la orice simptom. E bine să mergem la doctor foarte, foarte repede. Un ministru pleacă de obicei din funcție prin revocare sau prin demisie. Tudorel Toader a plecat cu ambele variante bifate. Viorica Dăncilă îi trimisese lui Klaus Iohannis încă de aseară propunerea de revocare din funcție, iar în această seară însuși Tudorel Toader anunța că își dă demisia. N-a mai mers însă la Palatul Victoria, așa cum promitea. A trimis documentele printr-un șofer, aparent, pentru a nu fi nevoit să mai dea ochi cu premierul Viorica Dăncilă. Oficial, premierul și ministru ar fi procedat în felul ăsta pentru a evita o criză la șefia Ministerului Justiției. Neoficial însă, cele două metode ar fi fost folosite de către actorii principali pentru a-i pune bețe în roate lui Liviu Dragnea. Merg la guvern și prezint doamnei prim-ministru demisia din funcția de ministru al justiției. Domnia sa va decide ce face cu această demisie, sigur cel mai probabil o trimite la președintele Republicii. În felul acesta domnia sa declanșează pe de o parte procedura
de remaniere prin solicitarea pe care a formulat-o și a trimis-o de aseară. Toader a anunțat din nou că va rămâne însă la conducerea ministerului până când demisia sa va fi acceptată de Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial. Voi rămâne la minister, cum vă spuneam, până în momentul în care în Monitorul Oficial apare numele și prenumele noului ministru al Justiției. Îi voi preda sigiliul ministerului în semnul autorității până la urmă și voi ura succes. Ministrul a luat decizia la 24 de ore după ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijinul politic. În tot acest timp, Toader a reflectat asupra deciziei. La primele ore ale dimineții, acesta încă nu era hotărât. Am asigurat-o că astăzi voi reflecta și până la sfârșitul programului voi da răspunsul dacă îi trimit cu nume și prenume demisia sau rămâne pe varianta punerii în aplicare a solicitării de revocare. Premierul Viorica Dăncilă trimisese încă de miercuri președintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare din funcție a ministrului Justiției Tudorel Toader. PSD l-a propus în locul acestuia pe deputatul Eugen Nicolicea. Încercăm să explicăm această situație care capătă toate ingredientele unei crize politice în acest moment. Ioan Stanomir, profesor de drept constituțional, în direct prin telefon cu noi. Bună seara, domnule Stanomir! Bună seara, mulțumesc de invitație! Mulțumim și noi! Înțeleg că în cazul demisiei, președintele trebuie să ia o decizie în 45 de zile, cât durează preavizul demnitarului respectiv. În schimb, dacă îi se cerea revocarea din funcție și o remaniere a guvernului, el putea să o lungească foarte mult, putea să nu dea niciun răspuns, pentru că n-avea niciun termen. Ăsta să fie motivul pentru care, până la urmă, deși inițial Viorica Dăncilă trimisese de cerere de revocare, s-a recurs la varianta demisiei? S-ar putea să nu ne mai auzim, refacem această legătură. Așadar, încercăm să ne explicăm acest fenomen. Și apropo de președinte, Klaus Iohannis spunea chiar astăzi că prima sa impresie e că prin remanierea guvernamentală anunțată se vrea reluarea unui atac PSD-ist asupra justiției. PSD, spunea el, pregătește o remaniere prin care vrea să întărească asaltul asupra justiției. Și spunea că îi va da premierului un răspuns la începutul săptămânii viitoare. Am refăcut legătura cu domnul Stanomir, așadar vă întrebam, e menită demisia asta a lui Tudorel Toader să evite situația în care Klaus Iohannis se gândea foarte mult la remanierea guvernului? Sigur, probabil că demisia este gândită de cei care conduc actualmente România ca o formă de a grăbi procesul de numire al unui succesor. Și în același timp, cred că este și o formulă politică prin care domnul Tudorel Toader acceptă un fapt pe care nu-l putea modifica. Bun, acum domnul Toader spunea așa foarte autoritar că nu poate să-i ceară cineva demisia, că demisia e un lucru care ține de voința ta, adică ți-o dai sau nu ți-o dai. Și până la urmă, uite că în urma acestei cereri, combinată cu demisia, domnul Toader are două metode prin care să se extragă din guvern în acest moment. Sigur, ce spune domnul Tudorel Toader, cred că o parte a compatrioților noștri fie că nu mai crede, fie că nu mai prețuiește foarte mult. Domnul Tudorel Toader și-a epuizat capitalul de onorabilitate academică și politică cât îl avea. Problema fundamentală este, după părerea mea, alta, că România asistă la un spectacol al degradării continue, dincolo de formele constituționale, pentru că aș dori să vă amintesc că potențialul succesor al domnului Tudorel Toader la cârma acestui foarte important minister este domnul Eugen Nicolicea. Și aș vrea să vă amintesc că noi am parcurs următorul drum, de la Florin Iordache la Tudorel Toader și de la Tudorel Toader probabil la domnul Eugen Nicolicea. Cred că o mai clară imagine a faptului că atât formele cât și conținutul politic la noi sunt profund afectate de această situație gravă în care ne aflăm, nu cred că există o dovadă mai puternică. Bun, acum e foarte important ce va face președintele, pentru că pare aici să fie o dilemă. L-a criticat foarte des pe Tudorel Toader,
să-l țină în funcție încă 45 de zile fără să ia nicio decizie, ar însemna să-i dea girul în continuare. Pe de altă parte, sigur are de ales între domnul Toader și domnul Nicolicea, așa cum spuneați. Ce credeți că va face până la urmă? Va temporiza sau va lua o decizie rapidă? Nu sunt președintele României, ceea ce știu este că președintele poate refuza, cum a făcut și în cazul altor nominalizări, o singură dată candidatul propus de PSD. Eu cred că este important ca președintele României să reafirme faptul că a fi ministrul justiției impune întrunirea unor criterii care sunt profesionale și morale, iar domnul Nicolicea nu le îndeplinește nici pe unele, nici pe altele. Domnul Nicolicea s-a remarcat în spațiul public doar printr-o brutalitate verbală ieșită din comun și printr-un devotament fără margini față de domnul Liviu Dragnea, cel puțin în ultimii ani. Domnul Eugen Nicolicea, dacă ați urmărit în ultimele zile, are o carieră foarte lungă. Are o carieră de parlamentar foarte lungă și practic este apogeul unui drum care a început acum aproape cu 20 de ani în urmă. Bun, care e miza, foarte pe scurt, domnule Stanomir? Ce așteaptă cei de la putere în acest moment de la schimbarea acestui ministru important? Cred că domnul Nicolicea va face exact ceea ce nu face domnul Tudorel Toader, respectiv să ofere calea rapidă de soluționare adoptarea ordonanțelor de urgență. Ioan Stanomir, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Cristina Starcea, scrisoare pentru președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, șefa Curții Supreme, i-a scris acestuia chiar înaintea deciziei CCR în privința completurilor de 5 judecători. Potrivit Cristinei Tarcea, dintre cele 19 state din Uniunea Europeană, doar unul are complete specializate pe corupție la instanțele supreme. Noi stăm de vorbă cu Augustin Zegrean, este fost președinte al Curții Constituționale a României. Bună seara, domnule Zegrean! Bună seara! Știm că a fost toată discuția asta legată de cât de specializate sunt completurile astea să judece cazuri de corupție. Explicați-ne un pic ce trebuie să înțelegem din disputa asta, din scrisoarea pe care doamna Tarcea i-a trimis-o președintelui Curții, Dorneanu. Faptul că alte țări din Uniunea Europeană sau din Europa nu au astfel de complete specializate nu are relevanță maximă în această cauză, pentru că la noi legea prevede existența acestor complete specializate. Dar eu rețin că doamna Tarcea personal a spus chiar la postul nostru, cred că în momentul în care au stabilit completele de 3, că despre alea e vorba, nu de ale de 5, ei au stabilit atunci, au hotărât că toate completele de 3, completele penale de 3 judecători de la Înalta Curte sunt complete specializate în infracțiuni de corupție. Aici cred că lumea se întreabă ce înseamnă de fapt, care-i dovada că ești specializat. Că probabil ne imaginăm dacă judeci astfel de situații, automat știi să aplici legea, nu? Ce înseamnă specializarea asta mai exact? Nu înseamnă nimic. Specializarea asta a fost mai mult o soluție de a da bani mai mulți la salarii celor care judecau în astfel de cauze. Pentru că s-a început mai întâi procurorii de la DNA aveau salarii mai mari cu 40% decât ceilalți procurori. După aceea a cerut ca și judecătorii care judecă astfel de dosare să aibă salarii mai mari cu 40%. Și până la urmă s-a introdus în lege povestea asta cu complete specializate. Nu există o școală specială pentru judecători de corupție. Tocmai. Și atunci sesizarea asta, ce temei? Judecătorii, după părerea mea, și nu-i părerea mea, că e un fel de a spune asta cu părerea mea, judecătorul care este investit în funcție poate să judece orice. Bun, are calificarea necesară să judece orice. Dacă ajungi la Înalta Curte, înseamnă că știe să judece orice fel de cauze. Și atunci sesizarea asta ce temei poate să aibă? Adică cum poți să... Sesizarea pleacă de la lege, că legea spune vorbește despre completele specializate. Dar, repet, Înalta Curte a stabilit că toate completele de 3 sunt complete și specializate să judece și infracțiune de corupție. Deci
toată povestea aceasta este o găselniță care chiar nu are sens, pentru că ar face zob justiția, ar duce-o în urmă cu 20 de ani. Din 2003 s-a vorbit despre completele acestea specializate. Deci ar însemna că tot ce s-a judecat din 2003 încoace să se ia de la capăt. În multe situații nu se mai poate lua de la capăt pentru că a intervenit prescripția, alții și-au executat pedepsele și așa mai departe. Ar fi cea mai mare bulversare a sistemului juridic de, eu știu, de 150 de ani încoace. Vom vedea ce decizie ia curtea. Mulțumesc foarte mult pentru toate lămuririle. Durerea unora e bucuria altora. Cum au ajuns românii să facă bani din tragedia de la Catedrala Notre-Dame, vedeți imediat. Ministerul Muncii dă lămuriri în cazul muncitorilor pakistanezi. Oficialii guvernului au negat informația potrivit căreia 500.000 de muncitori pakistanezi ar urma să vină în România. Potrivit ministerului, cifra exactă este de numai 20.000 de oameni. Asociațiile patronale și oficialii guvernamentale au fost luați prin surprindere de o declarație de intenție apărută în presa de la Islamabad. Ministerul pentru Diaspora și Dezvoltarea Resurselor Umane din Pakistan spunea că a convenit să trimită în România peste 500.000 de muncitori din diverse sectoare până în 2020, potrivit agenției. În presa pakistaneză s-a scris că decizia a fost luată în urma unei oferte prezentate de Nicolae Goia, ambasadorul român în Pakistan. Totul s-a întâmplat într-o întâlnire oficială cu Abbas Bukhari, asistent special al premierului pe problemele pakistanezilor din afara țării și dezvoltării resurselor umane. În contextul dezvoltării recente a României și emigrației forței de muncă spre vestul Europei, România ar putea avea nevoie de aproximativ 1 milion de angajați străini calificați și necalificați. România este gata să primească peste 500.000 de pakistanezi până anul viitor, piața românească a muncii oferind oportunități pentru specialiști IT, muncitori în construcții, medici, ingineri și alte categorii, printre care 40.000 de șoferi. Associated Press of Pakistan a transmis un citat al ambasadorului român în Pakistan, însă ulterior citatul a fost scos de pe site. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a spus că nu știe de unde a apărut această cifră. Nu avem în acest moment un astfel de contingent aprobat. Nu știu de unde a apărut această cifră. Eu vă spun din punct de vedere al Ministerului Muncii, contingentul pentru anul 2019 la această dată este de 20.000 de persoane aprobat. Nici într-un caz un contingent nu se aprobă pentru o țară anume, ci pentru state terțe global. Am discutat și cu doamna ministru Carmen Dan. Până în acest moment, la Institutul pentru Imigranți avem depuse cereri pentru 6.000 de persoane. Și Ministerul de Externe a precizat că discuțiile la care a făcut referire presa din Pakistan nu au conținut cifre exacte în legătură cu un eventual transfer de forță de muncă. Nicolae Goia, ambasadorul României în Pakistan, implicat în acest subiect controversat, este un fost director adjunct al SIE și general de armată cu 4 stele. Ministerul Apărării va anunța în 2-3 săptămâni dacă există un câștigător al licitației pentru cele 4 corvete multifuncționale sau dacă procedura va fi anulată. În maximum 21 de zile va apărea decizia specialiștilor după ce procedura de achiziție a fost suspendată în luna ianuarie. În luna ianuarie, Ministerul Apărării a suspendat procedura de achiziție a celor 4 corvete multifuncționale construite în România. Oficialii ministeriali anunțau atunci că depuseseră o plângere penală la parchetul militar, după ce în presă apăruseră informații despre prețurile oferite de cei 3 competitori. Potrivit datelor apărute în spațiul public, Naval Group, împreună cu șantierul Naval Constanța, oferiseră cel mai mic preț. Urma olandezii de la Damen din Galați și italienii de la Fincantieri din Brăila și Tulcea. La momentul acesta încă nu avem o soluție, dar termenul este foarte scurt la care vom veni cu soluția. Sper să fie maxim 2-3 săptămâni. Este o comisie de licitație formată din specialiști și ei vor veni să spună care este soluția. Soluția poate fi anunțarea unui câștigător sau anularea licitației pentru cele 4 corvete, a mai anunțat ministrul Gabriel Leș. Ingeniozitatea românilor nu cunoaște limite și dovedește că necazul unuia poate fi bucuria altuia. Mai mulți conaționale au postat anunțuri pe site-urile de vânzări online în care le promit cumpărătorilor cenușă de la Catedrala Notre-Dame din Paris. Unii merg chiar mai departe și susțin că cenușa are puteri vindecătoare și te scapă de blesteme. Pe site-urile de vânzări din România au început să apară anunțuri care promit în schimbul câtorva sute de lei cenușă de la Notre-Dame. Vând cenușă adusă de la Catedrala Notre-Dame din Paris. E bună pentru colecție, nu fac schimburi. Așa sună unul dintre anunțurile apărute pe un site specializat din România. Unii vânzători mai ingenieri
Mânioși din fire prezintă și beneficiile produsului pe care îl promovează. Ei promit că cenușa de la Catedrala, simbol a Franței, poate nici mai mult, nici mai puțin, să te vindece de boli și să te scape de blesteme. Și ca ofertă să fie de nerefuzat, prețul este redus de la 5.000 de lei la 1.000 de lei. Cele mai multe dintre anunțuri sunt încadrate la categoriile cereale, furaje, fân și artă, obiecte de colecție. Anunțul cu prețul cel mai mic este postat de un utilizator din Bistrița Năsăud și vine însoțit de descrierea cenușă strânsă personal din interiorul catedralei. Edificiul, un simbol al Franței și al creștinătății, a ars timp de 16 ore luni seară după ce în zona în care se efectuau lucrări de renovare a izbucnit un incendiu violent. Gest reparatoriu făcut de președintele Klaus Iohannis, șeful statului l-a decorat pe disidentul Iulius Filip, cel pe care Augustin Lazăr l-a ținut în penitenciar. Discutăm acest subiect imediat cu poetul Mircea Dinescu în direct în platoul B1 TV. Revenim! Prezidentul anticomunist și fostul deținut politic Iulius Filip cu crucea națională Serviciul Credincios clasa a treia. Este un gest de apreciere pentru curajul acestuia și de respect pentru suferințele îndurate în închisorile comuniste, potrivit șefului statului. Iulius Filip este disidentul căruia procurorul general al României i-ar fi refuzat eliberarea condiționată din penitenciarul de la Aiud în anii 80. Eu am fost arestat pe 14 decembrie la ora 5 dimineața. Anchetat până în 8 februarie 82 Cluj și Departamentul de Cercetări Penale a Securității Statului București, pus în lanțuri, cătușe, tuns la zero și îmbrăcat în uniforma aceea de pușcăria și băgat în secția condamnaților la moarte. Iulius Filip, dizident anticomunist și fost deținut politic, a fost decorat de șeful statului cu crucea națională Serviciul Credincios clasa a treia. În semn de apreciere deosebită pentru determinarea și curajul cu care a luptat împotriva abuzurilor regimului comunist și în semn de respect pentru suferințele îndurate în închisorile comuniste apărând valorile democratice, după cum se arată într-un comunicat remis de președinție. Din 2014 și până în prezent, Klaus Iohannis a decorat 55 de foști deținuți politic care au fost lipsiți de libertate în mod abuziv. Este vorba despre români care au fost închiși în marile închisori comuniste de la Gherla, Aiud sau Jilava, despre oameni nevinovați care au fost ținuți în lagărele și coloniile de muncă de pe traseul canalului Dunăre-Marea Neagră sau din Balta Brăilei, ori au fost deportați de autoritățile comuniste. Numele lui Iulius Filip a devenit și mai cunoscut opiniei publice în urma unui scandal declanșat recent. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a fost acuzat că i-ar fi refuzat eliberarea condiționată pe vremea când era membru în Comisia de Propuneri pentru Liberare a penitenciarului Aiud. Ulterior, Augustin Lazăr a susținut că nu știa dacă dosarele care erau discutate de Comisia Penitenciarului erau ale unor deținuți politici. Doresc să exprim scuze instituționale pentru practicile discutabile de dinainte de 1989. Instituite prin lege, dar caracterizate printr-o componentă etică deficitară. Poetul Mircea Dinescu, în platoul B1 TV. Bună seara! Salut! Discutăm foarte mult despre să lămurim asta. Închisori și deținuți da. Politic. Da. Iată, previne în actualitate. Nu, discutăm ultima faptă a acestor domni. Deci cum e posibil să-i dai unui asemenea om care e un reper moral pentru România și, cum se spune, despre care s-a discutat atâta, nu despre suferința lui, despre gestul lui unic, așa, că au fost câțiva oameni care și-au riscat viața, să-i dai merit, cum se cheamă, serviciu credincios clasa a treia. Eu am mai explicat că pe vremuri la vagoanele de tren era clasa întâia, acum numai clasa a treia. Era un vagon nenorocit, așa, până urma bov vagon. Cred că dacă exista și ăsta cu serviciu credincios bov vagon, îi dădea pe ăsta. Deci, unui asemenea om îi dai serviciu credincios clasa a treia. E o formă de dispreț, să știi chestia asta. Pentru că nu dă de la el. Ce însemna că dă Iohannis serviciu credincios clasa a întâia, domnule? E un om în pragul morții, nu? Ei bine, nu. I-a dat clasa a treia, în vreme ce lui Quintus, care a luat de la CNSAS, că a făcut poliție politică și care a fost un imens turnător, unul dintre marii turnători ai României, înțelegi?
sunt vreo 4-5 metri de turnătorii cubi de la Quintus și eu am protestat atunci. Nu e posibil să-i dai. Dom'le, poate să împlinească 100 de ani. Un om care a făcut rău și a băgat prietenii în pușcărie, cum a fost cazul Quintus, chiar de la cenaclul epigramiștilor, nu merita să-i dai decât un merit ăsta, cum am zis, de bou vagon. În schimb, lui Quintus i-a dat Steaua României. Steaua României. Și lui Iulius îi dă meritul serviciu credincios. Care se, al cui serviciu credincios de clasa a treia este acest domn? Nu vi se pare că s-a năpustit toată lumea pe subiect odată cu ba, cazul Lazar? Deci aici este... ei s-au simțit datori, inclusiv săracul, că e dând de dispreț. Procurorul general, premiul luat de la CNSAS, l-a donat De la GDS, iartă-mă, l-a donat acestor domni care s-au chinuit în închisoare datorită lui, pentru că 2 ani în plus de pușcărie, eu tot spun, nu înseamnă 2 ani. Un gest de politician. 2 ani în plus de pușcărie înseamnă 10 ani de viață, îți ia. Deci, stând încă 2 ani în plus la cei 6 ani pe care i-a făcut sără Iulius, încă 2 ani de zile, că dai așa cum probabil, e foarte bolnav, am înțeles, și e în pragul morții. Cum e posibil să-ți bagi joc de un om zvârlindu-i așa peste gard această medalie clasa a treia, știi? Cred că se văd între ei așa și să zic, domnule, hai să dăm ceva la ăsta, că dă bine pentru marele public, dar dă-i ultima chestie, clasa a treia. Să dă clasa a treia unor tineri care au timp să mai ia și clasa a doua și ca la școală și clasa a întâia să devină mari premianți. O răstuia, încă o dată, înainte de moarte, i-a zvârlit o tinichea, pur și simplu. Cum spuneam, pare că a devenit în tendințe, așa, trendy subiectul ăsta. Mi-l amintesc pe ministrul justiției, făcându-și poză, selfie cu da, poartă din păcate, de la iud. Da, din păcate s-a descoperit târziu chestia asta cu răul care a existat pe vremea aia. Nu e, bine, nu e niciodată prea târziu dacă o socotim istoria, așa, știi că ca și chestia asta cu procesul revoluției, știi? E posibil să găsești 4 vinovați din care 3 general morți și Ion Ilescu care și el să vorbim imediat și despre morții. Asta, mai ales că în calitatea noastră de participant ne interesează niște lucruri, dar dacă e să mai rămânem un pic la Augustin Lazar, care a generat tot scandalul ăsta în grupul pentru dialog social. A zis că în calitate de fondator nu vreți să mă vreți să fiți nu, șterți de acolo. Iartă-mă, acest grup pentru dialog social s-a creat imediat după în 90, cred că la inițiativa lui Pleșu. În ideea, domnule, ar trebui să existe o instituție care n-a mai existat pe vremea comunismului, care să dialogueze împotriva fanatismului. Și după 30 de ani, iată, a devenit o esență de fanatism acest grup pentru dialog social. De-aia eu am cerut să fiu șters de pe titorii acestui fenomen, care nu mai este un fenomen. Și-a arătat prin acest premiu susținerea cumva necondiționată pentru Augustin Lazar pentru anumite lucruri pe care le-a făcut știi în nebunia, justiție, știi? Dar ignorând cu totul celelalte aspecte gri din... Da. Ce gri? Dar la Lazar nu e niciun aspect gri. Eu acum o lună jumate, Lazar a făcut eroarea benefică, după părerea mea, că a protestat atunci și a zis, eu care am luat numai calificative de foarte bine începând din 1985, adică calificativ foarte bine, 85, 86, 87, 88, 89, adică perioada cea mai neagră a lui Ceaușescu, nu? Pe vremea când eu eram în martie, pe 17 martie, eu am fost arestat la domiciliu pentru interviul meu din Liberation. Lazar primea foarte bine. Măcar sărmanul de el n-a stat și el un an să primească un calificativ mai nasol să vă duc. Dom'le, vedeți că eu de fapt am luptat împotriva comunismului, că n-am luat foarte bine. M-am opus în felul meu și am luat calificativul foarte slab. Nu, a fost un exemplu pentru tinerii procurori carieriști. Că de fapt asta a fost, el un carierist. Domnul Lazar vrea să iasă la pensie. Acum a trimis cererea la CSM. CSM a dat undă verde. Și cererea ajunge la Cotroceni. Eu cred că o să contest pensia lui, pentru că în vreme ce șefii de pușcărie, care în comisia în care Lazar era președinte, era sub el, era un simpli membru ai comisiei, Lazar era președinte de comisie, șefii de pușcărie nu mai primesc pensii, tocmai pentru că sunt cazurile celebre. Torționar, nu știu ce. Torționar... Sigur că e cel care dă cu bâta, care
dar și cel care trimite la bătut. Și Lazar a trimis la bătut. Bine, nu explicit, spune el. A fost, nu explicit, de fapt, adică... Vrei să spui că el era inocent, Lazar. Adică să știau foarte bine că el dă vina pe securitate. Păi securitatea așa își alegea băieții care executau orbește ordinele, nu? Sau cu care îi jucau table, că era o mică... Nu poți să-i rupi, să-l rupă Lazar de sistem, sub nicio formă. Pentru că eu am mai spus, au existat și procurori de treabă, și milițieni de treabă. Eu am cunoscut un polițist, un milițian, Maior Atomi, scria poezii. Eu eram la Luceafăr și era prieten cu câțiva scriitori, era un om nemaipomenit. Erau între acești oameni, erau și, dacă pot să le spunem oameni ăstora, erau și printre procurori, printre polițiști, chiar și printre activiști de partid. Erau oameni. Eu am avut între cei 16 securiști care m-au păzit pe mine, erau doi care când îi trimitea după țigări pe ceilalți, se spunea, domnul Dinescu, să știi că și eu sunt împotriva fanatismului. Deci, vă ascult la Europa Liberă. Îmi spunea un bătrân, ăștia erau la filaj, e adevărat, nu erau dintre capii securității. Dar și printre capii securității, pe Bitolia, unde stăteam eu, cu băieții la poartă, când mă vedea, era un general și își scotea pălăria în mod ostentativ, așa, și mă saluta. De ce? Soția lui era profesoară de limba română la un liceu și mă chemase cu un an înainte să recit versuri acolo. Când a fost arestat la domiciliu, acest domn care lucra la, mă rog, era, am înțeles, la, era inginer de ăsta, tehnologie, mă rog, dar în cadrul securității, uite așa scotea pălăria în fața mea și eu eram cu băieți, ăștia se uitau urât la el. A fost eliberat la Revoluție și ziceam că discutăm un pic și despre asta, pentru că au venit elemente noi din rechizitoriu. Ion Iliescu și Geru Voican Voiculescu, doi din cei trei inculpați în acest dosar, acuzați că au cerut sprijinul Uniunii Sovietice în acel moment. Adevărat. Deci, act asimilat în altei trădări. Un jurnalist străin a luat interviuri și în Rusia și aici. Uniunea Sovietică, noi uităm un lucru. La ora aia, Uniunea Sovietică se dezmembra. Nu mai poți să spui KGB-ul stătea, cum să spun, cu ochii pe România să rezolve ce? Să aducă capitalismul în România, pentru că dacă e adevărat că la Revoluție nu românii s-au revoltat, că era întuneric, foame, frig, teroare, nu puteai să călătorești în străinătate, nu. A trebuit să vină niște ruși să construiască capitalismul în România, nu? Asta vrem noi să recunoaștem. Ce înțelegeți? Măcar unul, iartă-mă, că s-a spus, a circulat teoria securității. Doamne, de fapt erau și la Piața Palatului niște băieți înalți, sunt niște papagali, niște jurnaliști, cred că și pe la voi au fost unii, care au lansat chestia asta, că erau oamenii hau-hau cu Ceaușescu, dar au venit niște domni de la Moscova și au înțepat cu niște steaguri în cur și atunci s-au țipat, nu știu ce, și s-a declanșat revoluția prin această înțepătură de steag în partea posterioară. Este o prostie. Dacă securitatea, și eu mă mir de securiști, păi dita mai securitatea, un singur rus trebuia să ne arate și să-l aducă la televizor. Uite, domnule, pe Ivan, l-am prins, ăștia au făcut aici, ăștia teroriștii. Care? Aveau tot interesul, dacă erau ruși, să ne arate la televizor. Păi erau între ei, cine avea arme? Ce sentiment aveți în legătură cu dosarul ăsta? Cât o să ia până la este o farsă. Cernerea faptelor? Dosarul ăsta este o farsă și o minciună, că noi nu vrem să recunoaștem istoria recentă. Bine, mai trăiesc oameni care au fost implicați. Gândiți-vă că odată cu căderea lui Ceaușescu ar fi trebuit să cadă un milion de oameni care aveau funcții de conducere la consiliile județene, în ministere, la gospodăria de partid. Păi cum să nu-l regreze? În mod normal, ei ar fi vrut să-l pună la loc. Nu-l voia restul populației care trăia cum trăia. Dar dintr-o dată, asta vreau să spun, apariția lui Iliescu ne-a salvat pe noi de la moarte, de fapt, pentru că România nu era pregătită pentru această... În Polonia erau sindicate libere, în Cehia erau Carta 77, în Ungaria erau organizații de intelectuali care mâreau și pe față împotriva sistemului. La noi au fost câțiva dizidenți arestați la domiciliu, unii băgați în închisoare, alții plecați, alții aruncați de la balcon.
Deci nu putem să spunem că am avut o echipă care să preia puterea după Ceaușescu. Vom vedea la ce duce acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul nu ne mai ajunge. Vorbim și despre ce se întâmplă în oraș. Capitala devine un oraș al luminilor în seara asta, pentru că începe a cincea ediție a Festivalului Internațional Spotlight. Vorbim despre cel mai mare eveniment din România dedicat luminii. Alina Sorocean e în direct cu mai multe detalii. Bună seara! A început acest festival internațional al luminii și iată, aceasta este zona de atracție în această seară, este zona balansoarelor. Am văzut toți copiii, dar și foarte mulți adulți care au venit aici și care spun că sunt foarte încântați de aceste balansoare, care anul trecut nu erau și tocmai din acest motiv se bucură din plin de ele. Acest eveniment marchează în acest an două momente, președinția României la Consiliul Uniunii Europene și deschiderea sezonului România-Franța la București. Urmează patru seri cu spectacole de lumini, așa cum vedeți și acum sunt lumini impresionante aici pe Calea Victoriei, lumini care au scos din case mii de bucureșteni și președintele Klaus Iohannis în urmă cu puțin timp a plecat de aici, de pe Calea Victoriei. Proiecțiile încep în fiecare seară la ora 20, vor dura câteva ore și în total sunt puse în scenă 20 de lucrări ale unor artiști români și străini. Multe sunt și interactive. Aveți parte aici de spectacole, de lumini, așadar de o seară excelentă. Pentru cei care doresc să iasă din casă, trebuie să știe că este un moment, un eveniment inedit. Mulțumesc! Procesul obținerii apei potabile rămâne o necunoscută pentru mulți. E și motivul pentru care a fost inaugurat primul escape room, care te învață cum să creezi circuitul pe care îl parcurge apa până la robinet. H2 Out, proiect realizat de compania Apa Nova, vine în întâmpinarea tuturor celor care s-au întrebat care este procesul realizării apei potabile. În parteneriat cu un escape room din București, reprezentanții companiei au declarat că acest joc reprezintă un instrument educațional pentru toate tipurile de public. Apa potabilă este un produs finit. Oamenii trebuie să înțeleagă și să conștientizeze că de la apa brută pe care o preluăm din râu și până a aduce o apă potabilă și de calitate în casele oamenilor, este un proces tehnologic complex care incumbă tehnologii noi, forță de muncă importantă, produse chimice astfel încât apa să devină cristalină. Eu cred că este un joc în care echipele trebuie să fie mixte, inclusiv copii, dar cu oameni maturi. Sunt convins că nu le va fi foarte ușor, dar în momentul în care vor respecta indiciile și vor vedea practic cum produci apa, vor înțelege totuși că nu este o muncă ușoară. Pentru noi a fost o provocare să realizăm această cameră, pentru că a trebuit să construim un joc în jurul mesajelor pe care ei vreau să le transmită, acestea fiind conștientizarea consumatorilor că apa de la robinet este rezultatul unui proces întreg și complicat. Toți curioșii sunt invitați începând din 19 aprilie să rezolve misterul apei potabile. Ne revedem mâine seară la ora 20. Urmează dosar de politician cu Silviu Mănăstire. Rămâneți cu noi!